Sala polivalentă, complex multifuncțional municipiul Brașov, care astăzi a parcurs această procedură prin două hotărâri de Consiliul Local pe care le-am aprobat astăzi împreună cu consilierii locali într-o ședință de îndată, referitor la amplasamentul care trebuie transmis Ministerului Dezvoltării și Administrației Publice prin Compania Națională de Investiții pentru a-l prelua. Și de asemenea, al doilea proiect referitor la acest obiectiv, această investiție sală polivalentă Brașov, la o componentă tehnico-economică care definește valoarea totală a acestui obiectiv de investiții major al municipiului Brașov, care a fost aprobat și în baza celor două hotărâri urmează comitetele tehnico-economice atât la nivelul CNI cât și al Ministerului Dezvoltării, care să stea la baza hotărârii de guvern referitor la această investiție, care să fie finanțată din bugetul Ministerului și după aceea să revină municipiului Brașov la finalizarea acestuia. Este un efort bugetar major care, dacă va fi decis în următoarele zile, va ajuta foarte mult municipiul Brașov în ansamblu său din punct de vedere financiar, pentru că altfel ar trebui să facem noi acest efort major din buget propriu și cred că nu ar fi fost atât de simplu. Am purtat discuții cu Ministerul Dezvoltării, cu ministrii, cu primul ministru și toți acești pași am corelat împreună cu decizie guvernamentală. Să sperăm că vom depăși și această procedură care urmează acum și poate, dacă avem un pic de noroc, până la sfârșitul anului se va proceda și la derularea sau demararea licitației pentru a stabili executantul acestui obiectiv, care are o valoare foarte, foarte mare din punct de vedere bugetar.